Mâncarea de la fast food a fost 70 de lei. I-am dat pe automat, ia uitați de cât s-a oprit. Uita șaranul ce înalt e. Ce bine stă. Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Iată, de data asta o să merg în Austria să cumpăr o mașină, așa că am să plec cu mine în călătoria asta să vedeți de când pornim de acasă absolut de tot ce avem necesar. Cumpărături, traseul pe care îl vom alege, combustibilul, cât ne costă toate cheltuielile și dacă vom avea posibilitatea, pentru că știți că nu prea ne lasă acolo, vom face o filmare când căutăm mașinile și ne vom uita la ele. Să vedem ce mașină vom alege, așa că hai să pornim la drum. Ne-am fost la cumpărături, ne-am luat niște chipsuri și de-astea mă pe drum, niște ulei la mașină, dar vă mai arăt de acolo. Da. Până m-am stricat 200 de lei, 205 lei. Rățuiam. Uitați pe chipsuri, pe Kinder. Astea am mai luat niște mâncare de la fast food. Uleiurile. Mâncarea de la fast food a fost 70 de lei și chipsuri și de-astea, ulei și astea au mai fost încă 205 lei. Și iată că am pornit la drum. Este ora 10 și un sfert. Ne apropiem spre Salonta și prima oprire o să fie la un pic, o să merem să facem vinetă pe Ungaria. Ne-am oprit în Peco să alimentăm. Am făcut și vineta pe 10 zile, 93 de lei, destul de scumpă. Asta e. Vedem cât intră în șaran și ne auzim. Am umplut și rezervorul. Ia uitați, până sus în vârf, mi-a intrat de 531 de lei. Și iată că oficial am ajuns în Ungaria. E ora 11:08. Așa că îi dăm bătaie, pe dimineață trebuie să fim acolo. Luăm și trailerul, șaranul. Da, îi dăm bătaie. No, bună dimineața, n-am mai filmat azi noapte pentru că a fost târziu. Am ajuns în jur de ora 4, aici am fost rupt de obosit. Și nu am mai filmat, așa că am uitat de ora 6 dimineața, ne-am trezit. Și merem la mașină, mai am vreo 40 de kilometri și pe ora 7 trebuie să fiu acolo. Așa că îi dăm bătaie. Da, suntem pe drum, merem înapoi acasă. Acolo e și mașina, o să vă arăt eu, ne oprim în parcare. Din păcate n-am putut filma acolo. Și ne și grăbim să ne întoarcem înapoi acasă. Dar vă spun eu imediat mai multe detalii. Ne-am mai oprit la Lidl să facem niște cumpărături. Puține, parcă sunt mai bune ca la noi. Aici avem Audi. O să vi-l arăt eu mai târziu când ne oprim în Ungaria. Acum am ajuns la Peco și vreau să văd, nu știu, vedeți, l-am pornit de acasă, am făcut 544 de kilometri, acul la motorină stă aici. Am ori nu merge bine, ori nu știu ce se întâmplă, dar vreau să văd în Peco cât îmi intră. I-am dat pe automat, ia uitați de cât s-a oprit. La 21 de litri. S-a oprit pistolul. Ia uite, ce plin. Deci am mai intrat 21 de litri. Ăla consum la șaran. Da, am prins un accident aici. Uitați ce coloană s-a făcut. Îmi pare rău că n-am putut porni telefonul mai repede. Deci pur și simplu o mașină era zdrobită toată. Nu știu, intrat tir, sub tir, sub habar nu am. Era zdrobită acolo toată. Încă nu a apucat să vină nici poliția, nici nimic. Ia uitați ce coloană. Vezi? Asta e viața pe drumuri. Când vii și nu mai știi ce te așteaptă, uite. De departe e coloana,
am gândit să vă arăt și vouă. Suntem aproape de Solnok, mai avem încă vreo 200 de kilometri până să ajungem în România. Ne-am oprit puțin aici să luăm masa. Acolo aud din spate șaranul. Stăm puțin să se răcească și motorul. O să vă arăt imediat și Audi, să vedeți cum e. Foarte grea viața asta. Foarte greu, foarte obosit, n-am prea filmat și de la o vreme nici nu prea mai am așa chef să filmez, nu știu, să fac videoclipuri, să le editez. Înainte îmi plăcea, făceam asta cu drag, dar acum am trecut printr-o perioadă foarte grea și nu știu, nu mai am cheful ăsta să filmez, să vă arăt, să fac, deși îmi plăcea foarte mult înainte. Sper să-mi revin, o să încerc tot așa încet să mai fac câte unul, două videoclipuri și să vă pun, dar e foarte greu. Am venit într-un timp să mă las de tot, ne-am zis că hai că mai filmez. Da, o să, când ajung acasă, să vă spun și costurile, cât m-a costat drumul. Nu știu ce s-a întâmplat cu șaranul, pentru că nu-mi indică bine acul de la motorină. Deci îmi stă tot timpul pe plin. Și că nu știu câtă motorină am acolo, dar oricum îmi ajunge până acasă, pentru că în general când ajungeam acolo aveam cam jumate rezervorul. Acum iar i-am mai băgat plinul până s-a oprit pistolul, n-am mai forțat, pentru că e destul de scump acolo în Austria, e peste 80 și ceva și la noi diferență cam de 1 leu. Și atunci a zis că n-are rost să facă, oricum îi rămânea jumate rezervor. Ia uitați cam așa arată Audi. Fără lovituri, fără nimic, exteriorul. Eu de obicei încerc să cumpăr numai senzori de parcare, numai mașini din astea să nu aibă probleme sau probleme grave, după cum vedeți și asta. Hai să vedem, cred că e deschisă. Trebuie să caut ghingile. Sunt ok. Ia uitați și interiorul, doar că puțin e murdar, trebuie să-l ștergem. Dar uite, plafonul e ok. De obicei, astea au probleme cu plafonul. Ăsta trebuie să-i cumpăr altul. Și în rest e ok. Da, e 2007 mașina. Ia uitați, comenzi în volan. Casetofon, n-are încălzire în scaune. Dar asta e, am mai băgat aici niște bagaje. Deci de asta zicem că e cam murdar. Dar nu-i rupt, nu-i uzat. Și am mai cumpărat un set de roți. Ia uite aici. Astea le-am cumpărat eu. Wow. Le-am cumpărat acum pentru jante. Să vedem dacă vor fi bune pe cauciucurile, nu sunt rele nici cauciucurile, doar că sunt pe 15, pe șaran. Ăla e modelul. Da, senzor de parcare și aici are cameră pentru manșalier. Iar acolo e familia mea. Mere șaranul, sta să închid asta. Uita șaranul ce înalt e. Ce bine să. Și cu Audi care are vreo 1400 de kilograme. Ia uite cum stă. Ce înalt e. Nu-i lăsat absolut deloc. Acum am ajuns și eu acasă. Am descărcat mașina. Ia uitați cum arată noaptea. Ascultați cum mere. Ia-ți ceva bec acolo. Ia uite cum am ajuns cu el. Ăsta am zis că trebuie să-l fac. Perinițe. Să vedem, uite, și aici în spate are.
becuri frumoase jos. Deci nu deschid, o să cadă chingile. Și ăsta nu prea mere, nu știu ce are. Trebuie să-l văd. Mere este la toate patru. Ia uitați. S-line. Și din coace. Aici nu are. Nu are. Sau s-o fi ars. Nu știu. Torpedoul, asta e o problemă cu torpedoul, plafonul. Deci are ceva magazie de disc, de CD-uri, de... nu știu. Dar ne vom uita altă dată la ea. Cabluri, crom, foarte frumoasă mașina.